Colegiul Național Traian, unul dintre primele licee înființate în România, a împlinit astăzi 140 de ani de existență. Sute de elevi, profesori, foști elevi și autorități locale au participat la sărbătoarea acestei prestigioase unități de învățământ. Evenimentele dedicate acestei zile au început cu o paradă a elevilor și cadrelor didactice, ce a pornit din curtea liceului până la Palatul Culturii Teodor Costescu. Colegiul Național Traian a împlinit 140 de ani de existență. Traianiștii au sărbătorit cu mare fast zilele liceului în care învață, arătând că sunt mândri de școala lor. Evenimentele dedicate acestei zile speciale au început de dimineață cu o paradă a elevilor și a profesorilor, ce a avut loc pe Bulevardul Carol din Drobeta Turnu Severin. Este un liceu cu prestigiu. În acești ani în care am fost în liceu am învățat foarte multe lucruri, am avut foarte multe oportunități și sunt sigură că și după ce voi termina liceul voi avea în continuare foarte multe oportunități datorită liceului. Ce te-a făcut pe tine să urmezi acest liceu? Știu de acest liceu pentru că și părinții mei l-au urmat și asta înseamnă spiritul familiei noastre, să urmez acest liceu și toți prietenii mei sunt aici și am încredere în cadrele didactice de aici. Ce înseamnă această zi pentru tine, mai ales că ești elev al liceului? Este o zi deosebit de importantă pentru mine ca traianist, pentru că mă aflu și în ultimul an ca elev al acestei școli. Anii mei de liceu au reprezentat o perioadă deosebit de importantă pentru dezvoltarea personală. Apoi, într-un cadru festiv, pe scena Palatului Culturii Teodor Costescu a urcat autorități locale și foști elevi ai colegiului care au vorbit despre importanța acestui prestigios liceu pentru învățământul românesc. Pentru cei care au fost, suntem și vor fi, 15 mai va fi mereu un reper pe harta amintirilor, a sentimentelor, aspirațiilor. Fiecare zi de 15 mai condensează trecutul, prezentul și viitorul. Aveți o mare șansă, dragi elevi, să vă desăvârșiți ca oameni. Aveți toate premizele să reușiți în viață, pentru că pe lângă istoria extraordinară pe care o are acest liceu, spunea Mariana, foarte mulți oameni de renume care au plecat de la liceul Traian, continui și eu cu cercetători, medici. Sunt bucuros să fiu alături de voi la un eveniment așa de important din viața Colegiului Național Traian. Să știți că anii de liceu reprezintă pentru fiecare dintre noi o pagină în care au fost scrise cele mai frumoase clipe, cele mai frumoase momente ale adolescenței noastre. Mi-aduc aminte cu drag de anii petrecuți în colegiu, în liceu Traian, la acea vreme. Sunt extrem de bucuros să văd atât de mulți tineri entuziaști și am fost emoționat și să-i văd pe o parte dintre profesorii, dintre dascălii mei. În mod clar, viitorul este al cunoașterii, al oamenilor instruiți, al oamenilor care posedă cunoștință, care posedă educație. De asta investiția în educație este extrem de importantă, atât la nivel personal, pentru fiecare tânăr, pentru fiecare familie. Festivitatea s-a încheiat cu premiera elevilor care au obținut locuri fruntașe la olimpiadele școlare anul acesta, precum și la concursurile naționale și internaționale.